Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, sunt Victoria Pietraru și vă prezint știrile Canal 5. Un accident grav a avut loc în această dimineață în raionul Criuleni, fiind implicate un microbus și un camion. Imagini video de la fața locului au fost publicate pe rețelele de socializare. Potrivit poliției, un microbus condus de un șofer de 63 de ani a fost lovit lateral de un camion care a efectuat o manevră de deplasare a benzii de deplasare fără să se asigure. Impactul a fost destul de violent. Ca urmare a accidentului, 16 persoane au fost transportate la spital cu diverse traumatisme. Accidentul s-a produs în localitatea Magdăcești, unde un microbus cu ruta Drăslicen-Chișinău, care transporta pasageri, s-a ciocnit cu un camion. După coliziune, microbuzul a ajuns într-un stâlp. Accidentul s-a produs la orele 6:25. Echipele SAD Drumuri Criuleni au intervenit prompt. Au fost avariați 56 de metri de parapet de siguranță, două indicatoare rutiere și avariat grav un stâlp de iluminat strada. Impactul s-a produs chiar aici, la locul accidentului. După câteva ore mai pot fi văzute bucăți rupte din autocar, multe cioburi de sticlă, iar această bucată de fier pare să fie o ușă, dar e doar ceea ce a mai rămas din ea. Mai este și camionul avariat. De asemenea, a fost distrusă o porțiune mare din balustrada de protecție de pe marginea drumului și un gard de la niște gospodari. Proprietarii spun că aceștia au tras o speretură soră cu moartea atunci când au auzit lovitura. S-a auzit o bubuitură. La ce oră? Între 6:15 și 6:20. Când am ieșit afară, rutiera era deja intrat în gradă. Lume, plângând, strigând, bătând pe geamuri să iasă. Și cază strașnic. Am intrat în casă, eu mai fricoasă și n-am stat până să mă uit. Orice caz e foarte strașnic. Oamenii însângerați, sau vă spun, strigă-te, cer eu ajutor. Peste cât timp a venit poliția? Cine a sunat? Rapid, de celălalt vecin. Oamenii care au trecut prin preajmă după producerea accidentului ne-au spus că impactul putea să aibă consecințe și mai grave. Dacă era o leacă mai târziu, tăman să duc copiii la școală, să duc câte 5, câte 6, a zis și încă mai strașnic a zis fie bine. Eu am trecut pur și simplu întâmplător, am trecut. Cât timp în urmă? Eu am fost la jumătate la 8. Eu când ajung la jumătate la 8, când am trecut, erau, știu, când salvarii, deci, astea, care la omul care a stricat gardul, el a ajutat să scoată, au scos 14 oameni, au scos din... au scos din atențiu. Și el mi-a spus, că el înainte de asta, au scos 2 minute, au trecut lângă gard pe acolo și a intrat în casă, a intrat. Cu asta au auzit lovitura. Uitați ce aveți fibă, da? Tragedie mare aveți fibă. În urma impactului, 16 persoane, printre care 2 minori, au fost transportate la spital cu diferite traumatisme. Pentru a afla mai multe detalii, am sunat la poliție și la purtătorul de cuvânt al Institutului de Medicină Urgentă, Dorina Arsenii. În departamentul de primiri urgențe de la Institutul de Medicină Urgentă au fost aduși 14 pacienți cu ambulanța și un pacient a venit ulterior de sine stătător. Un pacient se află în stare gravă și alți 6 sunt în stare de gravitate medie, dar la fel au necesitat spitalizare. Ceilalți 8 pacienți, după consultații și investigații, au plecat cu recomandări la tratament ambulator. Purtătorul de cuvânt al Institutului Mamei și Copilului, Maxim Cazacu, ne-a spus că viața celor 2 minori se află în afara oricărui pericol, iar cel de-al 3-lea minor nu a avut nevoie de internare. 2 dintre pacienți au necesitat internare, având unul dintre pacient având un traumatism craniocerebral, altul având mai multe leziuni, deci ambii au fost internați în departamentul de chirurgie, în stare de gravitate medie la moment. Unul dintre pacienți nu a avut nevoie de internare, a fost consultat și externat la domiciliu. Pe acest caz a fost inițiată o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Natalia Lazariuc, mama copilului de 10 ani, accidentat mortal pe trecerea de pietoni pe Bulevardul Dacia, chiar în ajun de Crăciun, de către un șofer care zbura cu o viteză de peste 80 de km la oră, s-a aflat în fața curții de apel Chișinău și a așteptat acolo decizia judecătorilor. Femeia îndurerată declara că nu se va clinti din loc până la pronunțarea hotărârii magistraților în privința șoferilor care i-a ucis copilul și care, nefiind de acord cu decizia primei instanțe de un an și 6 luni de
de pușcărie de tip deschis, a atacat cu apel pentru a primi o sentință și mai blândă. Mai exact, acesta a cerut ca executarea pedepsei cu închisoarea să fie suspendată, condiționat. Spre seară, curtea a decis să trimită cauza la rejudecare. Ieri magistrații Curții de Apel Chișinău au examinat cauza lui Mihai Puia, care în data de 23 decembrie 2022 a accidentat mortal un copil de 10 ani. Nefiind de acord cu decizia primei instanțe de un an și 6 luni de pușcărie de tip deschis, inculpatul a atacat cu apel hotărârea și a cerut o sentință și mai blândă. Mai exact, acesta nu vrea să execute pedeapsa cu închisoarea și cere să fie eliberat condiționat. Mama îndurerată a atacat și ea cu apel decizia primei instanței, cerând pentru șoferul care i-a ucis copilul o sentință mai aspră. Dis de dimineața, mama îndurerată a venit în fața judecătoriei pentru a afla prima decizie a completului de judecată. Mai mult, mama ne-a declarat că se roagă Domnului ca să le lumineze mințile judecătorilor, ca aceștia să iau o hotărâre justă și pe dreptate. Eu nu am vrut să vin, sunt aici și voi aștepta până seara decizia oficială care va fi publicată pe site, pentru că eu nu pot să trăiesc și nici să dorm, nici să mă gândesc la nimic, nici să lucrez. Femeia a chemat echipa noastră de filmare pentru a face un apel repetat celor de la guvernare să înăsprească legislația. Natalia Lazariuc, mama îndurerată, a făcut un apel către premierul Dorin Recean, care a zis că se va implica pentru a înăspri legea. După ce, la data de 1 octombrie a anului trecut, Natalia Lazariuc, împreună cu mai multe mame îndurerate, ale căror copii au fost accidentați mortal, au organizat un marș în Piața Marii Adunări Naționale, în care au cerut Parlamentului, Guvernului și președintelui Maia Sandu să ia măsuri astfel ca șoferii care urcă băuți, drogați sau fără permis de conducere și care conduc cu viteză excesivă și accidentează mortal un om sau îl schilodește să fie pedepsiți cu pușcărie de tip închis, cu termen de plin și nu astfel cum este în prezent. La 7 luni de la acel marș, părinții îndurerați așa și nu au primit un răspuns de la autorități. Aceștia nu au reacționat nici la un apel în acest sens al jurnalistei Canal 5 de Ana Spătărel. Au trecut mai bine de 6 luni de când noi ne-am adresat guvernului nostru, miniștrilor, parlamentului, președintelui nostru să ne ajute pe noi părinții care au pierdut copiii pe șoselele țării, să fie luate pedepse juste pentru moartea copiilor noștri. Până astăzi noi trecem prin aceste umilințe, luptând pentru pedepse corecte. Aceasta este atât de umilitor, să cerșești pedepsă pentru moartea copiilor noștri. Mama îndurerată printre lacrimi a mai adăugat că inculpatul Mihai Puia, cu toate că se află în libertate de un an și 4 luni de la ziua tragediei, așa și nu și-a cerut scuze de la mamă. Mihai Puia, ucigașul copilului meu, până în prezent la libertate. Au trecut un an și 4 luni de când feciorul meu nu mai este în viață, iar șoferul niciodată nu a venit la locul accidentului să pună o floare sau la cimitir și niciodată nu s-a pocăit și nu și-a cerut scuze. Nu a căutat în acest an și 4 luni să ne vedem pentru ca să își ceară scuze pentru ce a făcut, uitându-se la mine în ochi. Spre seară, Curtea de Apel Chișinău a publicat decizia definitivă pe site. Hotărârea prevede respingerea recursului inculpatului Mihai Puia și întoarcerea la rejudecare a cauzei în prima instanță. Amintim că anul trecut a avut loc o serie de accidente în care au fost implicați copiii care circulau regulamentar fie pe trecere de pietoni, fie pe biciclete. Natalia Lazariuc, mama lui Daniilca, Olga Culai, mama Anastasiei, fetița ucisă pe trecerea de pietoni la Ciocana, strivită de troleibuz, Liliana Coșcodan, mama lui Valeriu, biciclistul ucis la Stăuceni, Violeta Gornet, mama lui Dan, un alt copil care circula regulamentar cu bicicleta și accidentat mortal, și multe alte mame care umblă prin instanțe de judecată și încearcă să-și facă dreptate. Amintim că prima instanță l-a condamnat pe Mihai Puia la 3 ani de închisoare. Din acest termen, Puia va sta după gratii doar jumătate. Instanța a decis că un an și jumătate din termenul pedepsei să fie cu suspendare, în cazul în care, timp de 4 ani, acesta nu va comite încălcări. De asemenea, șoferul urmează să achite familiei victimei 600.000 de lei. Opinia cetățenilor expusă în cadrul referendumului privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană automat va deveni lege. Despre asta a anunțat vicepreședintele Parlamentului, Doina German. Potrivit ei, în urma plebiscitului, deputații nu vor mai vota în Parlament pentru modificarea Constituției. Unii experți nu văd cu ochi buni această intenție și spun că se încalcă prevederile Constituției. Mai mult, potrivit acestora, totul se face pentru ca actuala guvernare să se mențină cât mai mult la putere.
votul cetățenilor. În cadrul unei emisiuni de la Realitatea Live, vicepreședintele Parlamentului Dona German a spus că după referendum nu va fi nevoie ca deputații să mai voteze schimbarea legii supreme prin vot parlamentar. Nu va fi nevoie de un vot în Parlament, automat votul cetățenilor, pentru că despre asta este referendumul republican constituțional, este despre votul oamenilor și asta este deasupra oricărui proiect de lege votat în Parlament. De aceea rezultatul referendumului automat devine lege. Expertul în drept, Alexandru Kuznetsov, este de părere că intenția guvernării încalcă prevederile Constituției. În Constituție este indicat imperativ că orice modificare a Constituției efectuează cu vot a două treimi din deputații aleși. Adică sunt undeva cel puțin 67 de voturi care sunt. Asta eu consider că este o aberație și un nihilism asupra legii constituționale prin faptul că neavând votul constituțional, adică cele 67 de mandate în Parlament, se încearcă prin alte modalități să modifice această lege supremă. O încercare nereușită, în caz de față anticonstituțională, că încalcă prevederile Constituției care este, și în situația dată nu se găsește compromis. Constituția este o lege care stabilește formarea și existența statalității și organelor de stat, dar nu ține de aderare la careva organizații internaționale, forumuri internaționale și așa mai departe. În cazul ăsta vorbim despre aderarea la Uniunea Europeană. Pentru asta chiar nu necesită modificarea Constituției. Juristul Pavel Midrigan susține însă că preocuparea puterii este de a se menține cât mai mult la cârma țării. Nu este just, nu este bine, da? Cu atât mai mult că i-au micșorat pragul de validare a referendumului cu 33 numai, nu-i corect, adică nu-i reprezentativitatea cetățenilor. Se primește că la referendum e de ajuns ca a șasea parte din cetățeni să voteze și poate fi modificată Constituția, da? Adică în Parlament trebuie două treimi, dar la referendum a șasea parte. Dar prin guvernarea aceasta nimeni nu poate opri. Asta e niște mișcări numai pentru a câștiga alegerea, să aburească pe cetățeni, fiindcă sunt unii care nu se informează. Dar ăștia care îndeplinesc voința partenerilor așa numiți de psihotare, merg peste tot numai să mențină la putere. Iar politologul Valeriu Ostalep susține că prin proiectul de lege propus de PAS privind modificarea Constituției se propune expres ca o parte din suveranitatea Republicii Moldova să fie cedată Uniunii Europene. Ostalep a făcut referire la articolul 140 aliniat 2, care prevede ca urmare a aderării prevederile tratatelor constitutive ale UE, precum și celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare. Referendumul constituțional privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost inițiat de președintele țării Maia Sandu și ar urma să se desfășoare în ziua alegerilor prezidențiale. Iar întrebarea supusă referendumului va fi: sunteți pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Amintim că anterior, organizarea referendumului în aceeași zi cu alegerile prezidențiale a fost criticată de mai mulți politicieni, printre care deputați socialiști și lideri ai unor partide extraparlamentare, care spuneau că ideea organizării unui referendum odată cu alegerile prezidențiale ar putea fi o strategie electorală a actualului președinte pentru a obține mai multe voturi. Sandu a declarat după asta că la prezidențiale vine un număr mai mare de alegători. De aceea s-a propus ca referendumul să fie organizat în aceeași zi cu alegerile pentru șeful statului.
Deciziile Consiliului pentru Investiții Strategice de Importanță Națională, care a dus la asistarea licenței de emisie a postului nostru de televiziune Canal 5, sunt ingerințe în domeniul libertății de exprimare. Declarația a fost făcută de membrul Consiliului Audiovizualului, Eugeniu Râbca, în cadrul audierilor parlamentare a raportului instituției. Râbca a subliniat că până în prezent nu a văzut argumentele aduse de acest Consiliu, așa cum cere Curtea Europeană pentru drepturile omului, în cazuri de limitare a libertății de exprimare. Subiectul sistării licenței postului Canal 5 a stârnit mai multe discuții la ședința Parlamentului. Deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor Adela Răileanu a vrut să afle de la membrul Consiliului Audiovizualului dacă a primit de la Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale argumentele reale care au stat la baza asistării licenței de emisie a postului Canal 5 și ce crede acesta în calitate de expert media despre acțiunile acelui Consiliu. Tot în acea ședință dumneavoastră ați venit cu propunerea ca acest Consiliu să-și anuleze decizia. Propunerea dumneavoastră în acea ședință nu a întrunit numărul necesar de voturi, dar totuși vreau să știu, nu doar eu, dar cred că și societatea, care sunt argumentele dumneavoastră de ce acest Consiliu ar trebui să-și anuleze acea decizie. Membrul Consiliului Audiovizualului Eugeniu Râbca a declarat că până acum nu a primit niciun argument real și că prin decizia unui Consiliu pentru Investiții Strategice s-a făcut un amestec în libertatea de exprimare. Pe de o parte, nu am văzut, personal, nu am văzut nici până la acest moment o decizie propriu-zisă. Am văzut un proces verbal în care erau prezente doar două argumente. Adresa ghioceilor numărul 1 și un alt argument care este la fel de neînțeles pentru mine, migrarea ziariștilor. De parcă ar exista o normă care interzice unei persoane să lucreze la o instituție astăzi, să lucreze la o altă instituție mâine, să lucreze poimâine la o a treia instituție. Consider în continuare că deciziile acestui Consiliu pentru Investiții Strategice de Importanță Națională sunt ingerințe în domeniul libertății de exprimare. Curtea Europeană a Drepturilor Omului solicită argumente atunci când este vorba de ingerințe în domeniul libertății de exprimare. Ori eu nu am văzut până în ziua de astăzi astfel de argumente. De asemenea, un alt deputat de opoziție a întrebat-o pe președintele Consiliului Audiovizualului dacă există vreo lege care ar interzice altor jurnaliști să activeze la alte posturi de televiziune. Liliana Vițu a răspuns că în acest caz nu este vorba de deciziile și opțiunile personale ale unor jurnaliști și a argumentat de ce. Уточните, пожалуйста, статью кодекса. Concretizați, vă rog, o lege sau un articol care interzice jurnaliștilor, autorilor de conținut să treacă la alt post de televiziune, să caute un nou loc de muncă sau o sursă de venit pentru copiii și familia sa. Este vorba despre felul în care un furnizor își respectă ceea ce s-a angajat să facă. Ce s-a angajat să facă e descris la articolul 25 din Codul Serviciilor Media Audiovizuale, licența de emisie. Atunci când vii și spui că voi face programe proprii, dar nu sunt proprii. Din numele postului de televiziune Canal 5, ținem să menționăm că în cazul nostru, acest lucru nu corespunde adevărului, chiar și atunci când un jurnalist trece împreună cu proiectul său de autor la postul nostru de televiziune, acesta este produs din contul surselor financiare ale televiziunii și conform legislației se consideră produs propriu. În plus, monitorizarea asupra postului Canal 5 făcută de Consiliul Audiovizualului, chiar înainte de închiderea acestuia, care a verificat conținutul produs și cantitatea acestuia, nu are relevat nicio încălcare. Deputatul independent Petru Jardan de asemenea i-a amintit Lilianei Vițu despre situațiile de la conferințele de presă susținute de miniștri, în care aceștia refuză să răspundă la întrebările adresate de colegii noștri, acuzându-i că sunt partea unui grup criminal organizat. El a întrebat-o dacă în acest caz nu este încălcat articolul din Codul Serviciilor Media Audiovizuale, care prevede că este inadmisibilă orice presiune sau intimidare a unui jurnalist. Am văzut în ultimul timp la conferințele de presă, la întrebările jurnaliștilor la anumitor posturi de televiziune, funcționari de rang înalt
refuză să prezinte întrebări, precum că reprezintă postul de televiziune X sau Y. Cum credeți dumneavoastră, aceasta este o intimidare, aceasta este o pedică în... Înfăptuirea profesiei de jurnalist? Liliana Vițu s-a eschivat de la un răspuns concret, dar nici nu a luat apărarea jurnaliștilor noștri, așa cum s-a întâmplat în cazul altor instituții de presă. Felul în care autoritatea își construiește comunicarea publică ține de acea autoritate. Menționăm însă că demnitarii sunt persoane cu funcții de demnitate publică ce prestează servicii de interes public, iar transparența și comunicarea sunt elemente esențiale ale bunei guvernări. De asemenea, subliniem că dreptul la informație și dreptul jurnaliștilor de a obține și disemina informații de interes public sunt garantate de Constituție și legislația în vigoare. Amintim că în cadrul unei conferințe de presă de la începutul lunii martie pe tema referendumului privind integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, președintele Maia Sandu nu s-a obținut să facă atac la persoană, când reporterul postului Canal 5 a adresat o întrebare despre licitația de la aeroport. Trebuie să le spunem cetățenilor că dumneavoastră aici reprezentați o instituție media care lucrează pentru un om care în toți acești ani a făcut bani la aeroport în mod ilegal, pentru că concesionarea aeroportului și respectiv arendarea acelor spații către compania care vă plătește pe dumneavoastră, a fost în detrimentul cetățenilor Republicii Moldova. Și alți înalți demnitari de stat își permit des să facă atacuri în adresa jurnaliștilor postului nostru de televiziune. Ministrul Infrastructurii Andrei Spânu și-a permis de mai multe ori să acuze colegii noștri că sunt partea unui grup criminal organizat, fără să aducă argumente, refuzând astfel să răspundă la oricare dintre întrebările adresate. Andrei Spânu vă mai spune o dată că nu va răspunde televiziunilor controlate de un grup criminal organizat. Vă amintim de grupul Are Criminală Filat. Amintim că decizia de sesizare a Canal 5 a fost luată în cadrul unei ședințe a Consiliului din 20 martie, în urma constatării unor bănuieli rezonabile privind implicarea beneficiarilor active ai companiei în activități care afectează securitatea statului. Potrivit documentului Serviciului Informației și Securitate, compania Media Content Distribution are afiliere cu grupul Plahotniuc Shore. Directorul SIS, Alexandru Musteață, spune că la Canal 5 a migrat conținutul de la alte televiziuni rămase fără licență de emisie, că adresa redacției noastre este indicată cu cea la care erau patru televiziuni asociate cu Plahotniuc și că telefoanele administratorilor la fel coincid, ceea ce nu corespunde adevărului. De asemenea, 8 asociații de media și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu lipsa standardelor de calitate a legii, ce permite suspendarea temporară sau definitivă a licențelor furnizorilor de servicii media audiovizuale de către Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională. Potrivit acestora, mecanisme juridice similare care presupun suspendarea actelor permisive ale posturilor TV și de radio, în lipsa unei hotărâri judecătorești, au fost declarate anterior drept neconstituționale și și-au reiterat dezaprobarea în raport cu lipsa de transparență în procesul de elaborare, votare și implementare a noului mecanism juridic, cerând autorităților să renunțe la astfel de practici și să revizuiască prevederile legale relevante în vederea asigurării conformității acestora cu standardele internaționale, se mai spune în declarația asociațiilor de presă. Bașcanul Evgenia Aguțul, revenită dintr-o altă deplasare de serviciu în Federația Rusă, a fost întâmpinată la aeroport cu flori, aplauze și cuvinte de recunoștință. Șefa autonomiei i-a informat pe cei prezenți că în baza rezultatelor călătoriei pentru bugetarii și pensionarii din Găgăuzia vor fi deschise conturi într-o bancă comercială din Rusia pentru plăți și transferuri și că asta va permite locuitorilor autonomiei și în primul rând celor mai nevoiași să beneficieze de sprijin financiar de la partenerii străini. Primele plăți sunt așteptate deja în 1 mai. Bașcanul Evgenia Guțul a fost întâmpinată de cei prezenți cu flori și cuvinte de recunoștință. Avem foarte mari emoții la fiecare revenire a Evgeniei Alexandrovna din Federația Rusă, pentru că ne facem griji, vedem presiunea la care este supusă ea în prezent. Și noi, echipa noastră, Găgăuzia, o vom susține mereu, mereu îi suntem alături, 24 din 7. Toți oamenii au venit să-l întâmpine pe bașcanul nostru. Ne bucurăm că ea a soluționat totul acolo și va fi un adaos la pensie datorită ei, pentru că în niciun caz nu putem trăi cu 1800 de ruble.
și mai mulți oameni îl așteptau pe Bașcan în stradă. Aici, discursul Evgheniei Guțul periodic era întrerupt de strigăte Bravo. Președintele Adunării Populare din Găgăuzia, Dmitri Constantinov, care a făcut parte din delegația Autonomiei, a spus că în aeroportul din Chișinău, el și colegii săi au fost supuși unor verificări suplimentare minuțioase. Noi știam că vom fi întâmpinați. Au verificat absolut totul, telefoanele, totul. Asta e, democrație. Suntem pregătiți pentru orice. Democrație? Noi gătăvă. Potrivit Evgheniei Guțul, deplasarea a fost mai mult decât productivă. Ea a spus că pentru bugetarii și pensionarii din autonomia găgăuză vor fi deschise conturi într-o bancă comercială din Rusia pentru plăți și transferuri. După cum a afirmat Bașcanul, asta va permite locuitorilor regiunii, în special celor mai nevoiași, să beneficieze de sprijin financiar din partea partenerilor străini din Fondul Special Umanitar creat cu asistența Rusiei. Revenim din Federația Rusă cu vești bune. Primul pas către primul proiect a fost deja făcut. Locuitorii noștri din Găgăuzia vor beneficia de adaosuri la pensie, indiferent de suma pe care o primesc în prezent pensionarii noștri. Și în sectorul public vor fi creșteri salariale. Asta se datorează partenerilor noștri, prietenilor noștri din Federația Rusă, care ne susțin mereu și ne merg în întâmpinare. Pensionarii și bugetarii noștri vor beneficia de primele adaosuri deja din 1 mai. Acordul cu Banca Rusă a fost semnat datorită înțelegerilor la care s-a ajuns în cadrul vizitei din martie a Bașcanului Găgăuz în Rusia, unde Evgheniei Guțul a avut mai multe întâlniri, inclusiv cu președintele Vladimir Putin. Șeful Consiliului de Administrație al Băncii, Piotr Fratkov, a spus la întrevedere că acordul va asigura plăți transfrontaliere între prieteni și familie și de asemenea va impulsiona suplimentar relațiile economice și legăturile culturale dintre cetățeni. Fratkov a subliniat că serviciile bancare vor fi oferite cu respectarea strictă a legislației internaționale și celei străine. Anterior, Guțul a declarat că autoritățile de la Chișinău au sechestrat peste 15 milioane de lei sosiți în Găgăuzia absolut legal de la parteneri și investitori, ceea ce împiedică dezvoltarea autonomiei. Guvernarea a explicat asta prin faptul că, potrivit ei, în regiune vin bani de proveniență dubioasă. Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră. Cu noi informații vă aștepte la jurnalul de la 19. Urmăriți-ne în continuare pe pagina noastră de Facebook, rețeaua X, Instagram, TikTok și Telegram sau ne puteți urmări online pe site-ul canal5.md, rubrica Live. De asemenea, Canal 5 a lansat o petiție online care poate fi semnată de oricine să opune cenzurii și încălcării dreptului la libera exprimare. Documentul poate fi găsit pe site-ul canal5.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Eu sunt Victoria Pietraru și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Acest program poate fi vizionat.